Vă place ploaia? În ce relație sunteți cu ea? Melci o iubesc. După ploaie, poate să scoată și ei capul. Personal, nici nu o urăsc, nici nu o iubesc. Și am o problemă cu oamenii care au ceva cu ploaia, în bine sau în rău. Cei care au ceva cu ploaia sunt parcă speriați de bombe. Trebuie să-și iau umbrelă. Care umbrelă 90% din cazuri? Dacă pleacă dimineața la 7 și se întorc seara la 10, ei trebuie să aibă umbrela după ei. Dacă o să plouă? Au zis la meteo că ar putea să plouă. Și dacă nu plouă? Păi da, dar dacă plouă să-mi stric freza. Ai putea totuși să-ți iei ceva. Ar putea să-și ia o căciulă, o șapcă, un fes, nu știu, ceva. Dar nu, că părul meu nu stă dacă mi-au ceva. Trebuie să-mi iau o umbrelă, care trebuie să fie bineînțeles ascuțită, cu care, la fel de logic, trebuie să duci la concerte, în aer liber. Cum să te duci fără umbrelă la concert? Ce contează că în spatele tău e cineva care vrea să vadă concert? Lasă, dragă, că-l și aude. Trebuie neapărat să-l vadă. Doar nu vrei să mă plouă. Pe de altă parte, există oameni îndrăgostiți de ploaie. Vai, ce romantic. A început să plouă. Trebuie să mă duc să mă plimb prin ploaie. În ploaie singură? De ce ai face asta? Că înțeleg. Erai într-un loc în oraș, trebuia să ajungi acasă. Te-a plouat. Dacă tu știi că a început ploaia, de ce te-ai duce să te ude? Știi, e romantic, la prima noastră întâlnire a plouat. Mamă, ce ghinion ai avut, pe bune. Serios acum, ploaia asta este atât de fun să te întorci udă, eventual să te plimbi și singură. Știi că ploaia înseamnă că cineva plânge, pe bune? Plânge Dumnezeu? Dar văd că Dumnezeu nu are lacrimile sărate cum le-am zis noi oamenii. Are o apă foarte limpede. Vorba aia dumnezească. Mă gândeam legat de ploaie și la celebra poezia lui Bacovia. Plouă. Cred că am povestit chestia asta pe Facebook. După ce citise profa de română, era în clasa 11. După ce citise poezia cu multă intonație, întreabă pe un coleg ce a vrut să spună poetul. La care colegul meu, era chiar colegul meu de bancă, sictirit, supărat pe viață, foarte enervat. Plouă. Se uită toată lumea la el. Mai spui încă o dată ce a vrut să spună poetul. Doamna profesoară a vrut să spună că plouă. Eram atât de fascinat de ideea de a resuma o întreagă poezie într-un singur cuvânt, încât a ținut minte de atunci. Da, plouă, asta a vrut să spună poetul, la dracu cu tot comentariul de 3 pagini. Plouă, ce mai vrei să știi mai mult de atât? Dar nu, profa a spus, a continuat, trebuie să ne spui exact, în afară de această idee, ce idee avea Bacovia, că Bacovia era ăla cu ploaia, ăla care enunțe și-a tăiat sau nu venele, cum a murit, că serios acum, omul ăla, dacă te uiți, citai poeziile lui, nu știu de ce ai face asta, că citai poeziile lui, îți dai seama că viața e atât de nașpa, că trebuie să stai venele urgent, adică știi cum e, și dacă n-ai lamă trebuie să le tai, nu știu, le tai în muchia de la banca asta, trebuie să le tai, ceva. Și acel coleg de-al meu, cu care n-am mai ținut legătura, era atât de supărat și atât de, cum să vă spun, de ce trebuie să comentez o chestie evidentă? Da, plouă. Ei, acum în Cluj, unde sunt eu în grădina botanică, nu plouă, deși ar putea să înceapă, dar dacă o să plouă, nu o să mă gândesc că vreun poet sau vreun scriitor vrea să spună un mesaj, ci o să mă gândesc la dracu, a început ploaia. Salutări ploioase tuturor!